Bine v-am regăsit, dragii mei, puțin zodia leu. Haideți să facem etalarea pentru luna octombrie 2022. Să vedem ce vă așteaptă în această lună pe cei din zodia leu. Cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. Luna octombrie 2022, leu. Leu. Nu lăsa trecutul să te tragă în spate. Foarte mulți dintre voi sunteți într-o perioadă în care vă desprindeți, vă despărțiți, mai degrabă spus, de trecut. Este timpul să lăsați negativitatea deoparte. Poate că foarte mulți dintre voi aveți ascendent, descendent, luna, Marte, Venus și așa mai departe în Scorpion. Și este vorba despre fricile voastre, temerile voastre, negativitatea din viața voastră, ce vă ține pe loc, mentalitatea voastră și așa mai departe. Trecutul tău poate se referă la mai multe aspecte din viața ta, poate amoros sau o decepție anume, ori o codependență sau ceva ce te ține pe tine pe loc. Fiecare își știe situația. Dar având în vedere că este lângă negativitate, clar merg împreună. Și anume, trebuie să lași trecutul în urmă ca să scapi de această negativitate. Atâta timp cât vei rămâne ancorat lângă în trecut sau cu gândul sau mai degrabă spus să te învârți în același cerc de prieteni sau persoane din trecutul tău sau să revezi aceleași evenimente sau să-ți dorești aceeași relație, aceeași persoană din trecut, nu face decât să-ți aducă negativitate în viața ta. Și foarte mulți dintre voi este posibil să aveți de-a face cu o persoană anume sau mai multe persoane foarte negative din câte văd, care nu fac decât să vă țină pe loc sau să vă țină într-o chestiune de un, ca să spun așa, într-o roată care nu reușiți să ieșiți de acolo. Dacă nu renunțați la, dar asta vorbesc pentru cei care nu ați realizat încă lucrul ăsta, pentru că simt pentru foarte mulți dintre voi că mesajul ăsta deja este pentru cei care ați terminat o vindecare, un proces de vindecare și mai aveți un singur pas de făcut, deja îl faceți pentru mulți dintre voi sau l-ați făcut la sfârșitul lunii septembrie și acum trebuie doar să avansați, atât. Bun, la baza etalării avem meditează, arată lumii adevărata ta persoană, cum ești tu. Și aici vorbim despre faptul că foarte mulți dintre voi aveți tendința să încercați să impresionați persoanele din jurul vostru prin anumite gesturi sau vorbe sau prin străduințe, doar pentru că vă interesează părerea celor din jur, doar pentru că vreți să fiți pe placul tuturor. Sau mai bine spus, pe placul unor persoane care nu vă împărtășesc sentimente. Și atunci de ce să te obosești să fii pe placul unor persoane care sunt indisponibile sentimental, pentru că aia este pierdere de timp și irosire de energie, când energia aia o poți investi în tine, okay? Pentru că nu trebuie să dovedești cuiva cum ești tu. Cine te va aprecia o să-ți vadă adevărata față exact așa cum ești tu, ok? Nu o să fie nevoie ca tu să te străduiești în vreun fel sau să te justifici într-un fel, ok? Ca tu să obții atenția acelei persoane sau iubirea acelei persoane. Că este un membru al familiei sau că este o persoană iubit, iubită și așa mai departe. Bun. Haideți să vedem și din Romantic Angel pentru cei din zodia leu, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. Octombrie 2022, evenimente importante, leu. Ok, cred că asta a fost și problema până acum la tine, pentru că ori ai fost o persoană foarte suspicioasă tot timpul, sau poate că din temerile tale, sau din fricile tale, sau negativitatea din viața ta, ok? Poate ai suspectat fiecare eveniment din viața ta mult prea mult, într-așa fel încât te-ai închis în tine, nemai având contact pentru câțiva dintre voi, cu nimeni din jurul tău, și asta datorită unei situații negative în care tu ai stat, ok?
poate o problemă emoțională, poate ceva legat de familie, o codependență, o gândire toxică, ok? Ceva în care tu te-ai învârtit și când a venit vorba despre viața ta sau poate și de situația asta care te-a adus în situația asta, ok? Ai avut numai bănuieli, suspiciuni, temeri, iluzii. Te-ai ferit tot timpul ca și cum cineva a vrut să te atace tot timpul. Ok? Asta este mesajul mai exact. Dar având în vedere că vorbim despre dragoste, în dragoste ai făcut o fobie. O fobie vis-a-vis de dragoste, ok? Aici este vorba despre o schimbare foarte mare pe care tu ai făcut-o deja pentru mulți dintre voi, iar pentru câțiva dintre voi, de-abia începe să o faceți. Și anume, te ocupi mult mai mult de tine, ai înțeles că din când în când meriți câte o vacanță și o relaxare pentru mintea ta, ai înțeles că poți să pleci liniștit sau liniștit într-o vacanță sau că poți să stai liniștit să vezi sau liniștită să vezi un film, ok? Să dormiți liniștiți fără să vă gândiți că cineva este în pericol sau o situație care v-a adus, o situație care v-a adus să credeți tot timpul că se va întâmpla ceva rău. Ok, asta te ajută pe tine să dai din spate jos un bagaj foarte greu pe care l-ai purtat ani de zile. Grija pentru cineva, o codependență falsă într-o situație imaginară creată dintr-o panică, ok? Pentru că nu se întâmplă nimic. Și să presupunem, pentru că asta înseamnă scapă de negativitate, că s-ar întâmpla ceva, nu poți controla nimic. Mai degrabă, pot decât să dau un sfat, gândurile negative creează evenimente negative. Atunci când gândești pozitiv, lași lucrurile să se desfășoare natural, fără ca tu să te focusezi pe o temă anume, o persoană anume, pentru că atunci există probabilitatea din temerile tale să spune că de ce ți-e frică nu scapi, ok? Aici este vorba despre foarte multe persoane sau o relație posibil pentru mulți dintre voi, un început frumos de relație, pentru alții dintre voi explorarea opțiunilor, doar flirt, iar pentru alții dintre voi probabil că aveți o persoană anume sau veți cunoaște o persoană anume în această perioadă, poate ați fost la nivelul de flirt. Dar este posibil pentru câțiva dintre voi să evolueze către ceva serios. E posibil aici un bărbat să te placă foarte mult, poate că n-ai avut cu bărbatul ăsta decât puține întrevederi și nu văd că a fost o relație, poate tu ți-ai dorit o relație, ok? Dar energia ta de acum face bărbatul ăsta, faptul că tu te-ai schimbat, ok, în ceea ce îți dorești tu pentru tine, face bărbatul ăsta să vrea să te respecte la adevărata ta valoare. Pentru că este cineva care este posibil să te fi tratat într-un mod în care, urât spus, ca opțiune, sau poate persoana asta ți-a spus mă mai gândesc sau nu știu dacă îmi dorești ceva cu tine sau dacă îmi doresc să ne mai vedem. Pare o energie destul de timidă. Pentru foarte mulți dintre voi este posibil să aveți de-a face cu un bărbat timid și să nu fie vorba despre asta, poate fi cineva care căruia este teamă să-și exprime sentimentele față de voi. Ok? Poate chiar aveți de-a face cu un scorpion, am în vedere că mi-a căzut această carte, sau cineva care are foarte puternic aspectat scorpion. Și aici, clar, pentru foarte mulți dintre voi, când am vorbit de negativitate, poate chiar au fost probleme de familie care deja s-au rezolvat sau în curând se vor rezolva, vor ajunge la final, pentru că se termină luna nouă în balanță, se termină karma pentru foarte mulți dintre voi, ok, ați ajuns la finalul karmei și o nouă dragoste. Odată ce ai reușit să-ți vindeci și ai terminat procesul cu familia și ai reușit să aduci liniște peste tot pe acolo, ok, și ai lăsat negativitatea la o parte, poate odată cu membrii familiei, bun, și s-a pus pace și s-au liniștit lucrurile, ok, după un eveniment urât, ai înțeles că ai toată libertatea, ok, te simți o persoană liberă acum să ai o nouă dragoste. Bun.
ceva așteaptă pe cei din zodia leu, cei cu ascendent, descendent. Da, a fost un eveniment, pentru mulți dintre voi a fost o chestiune de ceartă, foarte multă rivalitate, competiție sau multe persoane într-o discuție aprinsă, poate v-ați războit în familie sau poate a fost o chestiune de prieteni, o chestiune în care v-a cerut foarte mult să stați într-o logică ca să puteți să ieșiți din situația aia. Și vă așteaptă pe cei din zodia leu, cei cu ascendent, descendent. Am și regina de săbi și regina de băte. Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, octombrie 2022, leu. Iată că asta te-a făcut să devii regina de monede, ok? Și cu 10 de cupe. Ceea ce urmează pentru tine este o familie fericită, pace în familia ta, ok? Este posibil aici să te cuplezi, am zis că poate ai de face cu cineva din Scorpion, regele de cupe. Rac, pești, Scorpion, ori persoana asta are puternic aspectat Scorpion sau rac, pești în zodia ascendent, descendent și așa mai departe. Este cineva care gândește, ok, că nu are foarte multe lucruri să-ți ofere. Sau poate persoana asta în trecut te-a tratat, exact cum spuneam aici, flirt. Poate doar despre asta a fost vorba. Și atunci vorbim despre o persoană care visează la tine. Tu ești visul acestei persoane. Tu ești... Dacă vorbesc cu doamne, indiferent că sunteți doamne, că sunteți domn, nu contează, dar vorbesc cu doamnele și domnii, luați cum rezonează pentru voi. Dacă ești doamnă, bărbatul ăsta, tu ești material de căsătorie pentru acest bărbat, tu ești perfectă pentru bărbatul ăsta, un mariaj de vis, ca să spun așa, o relație de vis, tot ce și-a dorit vreodată. Numai că aici, pe ascuns, cineva gândește în felul ăsta. O persoană aici a fost indecisă în trecut. Iar acum tu ești persoana pusă într-o poziție în care trebuie să iei o decizie. Sau bărbatul ăsta se gândește dacă tu îl mai vrei. Pentru că aici a fost o, pentru câțiva dintre voi, nu pentru toată lumea, dacă nu este o persoană nouă și este o persoană dintr-un trecut apropiat, este posibil ca persoana asta să te fi tratat, poate a avut un interes financiar la tine sau poate tu ai ajutat financiar acest bărbat. Vorbim despre cineva care i s-a întors urata și a înțeles, ok, că alte opțiuni nu i-au adus fericire și că tu ești tot ce și-a dorit vreodată. Numai că persoana asta vine să spună cum ar putea gândi persoana mea în momentul ăsta. Poate n-a fost vorba de interes financiar la toată lumea. Poate a fost faptul că persoana asta mai are sau mai avea pe cineva în viața lui. Aici este cineva care spune cum mai gândește persoana mea. Având în vedere că nu i-am oferit mai nimic și am tratat persoana asta ca pe opțiune, deși aici avem ceva foarte important. Marele preot, lângă Marea Preoteasă, nu cade mereu în combinația asta. Ceea ce vorbește despre suflete pereche, nici măcar gemene, pereche. În adevăratul sens al cuvântului și cu steaua, ok, este o conexiune sortit, deci e o chestiune sortită. A fost menit să vă întâlniți. Roata cu steaua, 10 de cupe, mare preot, marea preoteasă. Ambii aveți capacități spirituale. Ambii sunteți persoane foarte intuitive. Ambii e posibil să fi avut situații similare de familie sau din trecutul vostru. Numai că asta spuneam, marea preoteasă cu doi de săbi este femeia care trebuie să decidă. Iar bărbatul este cel care mai poate să aibă taur, persoana asta. Ok? Sau vărsător. Bărbatul este cel care decide, care nu a avut multe de oferit și poate încă nu are. Dar persoana asta nu știe că pe voi nu vă interesează aspectul material în niciun caz. Ok? Și voi vedeți conexiunea la un nivel mult mai presus de atât. Iar cineva aici a considerat că nu are ce să vă ofere. Ok?
persoana asta te-a privit ca pe ceva de vis, ok? Și încă ești de vis pentru acest bărbat. Dar ideea este că cineva te-a văzut într-o viață pentru cine rezonează luxuriantă sau că nu-ți poate oferi ceva, ceea ce persoana asta n-a înțeles este că tu n-ai nevoie de nimic altceva decât, sau mă rog, aveai, pentru că văd că ți-ai schimbat energia, de o persoană să știe să te aprecieze, să te iubească la adevărata ta valoare. Nu era vorba de parte financiară. Și aici te-a pierdut persoana asta. Bun. Da, iar am Scorpion, regina de cupe cu turnul. Este o persoană care te urmărește și se gândește încotro manifestul. Pentru că persoana asta știe energetic, poate tu i-ai spus ceva, ori știe energetic că te-ai deplasat. Nu ai mai avut așteptări de la persoana asta. Sau nu mai ai dorințe de la persoana asta. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Leu, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, Nodul Nord, Nodul Sud, Lilith, octombrie 2022. Te-a respins în trecut, ok? Persoana asta te-a respins în trecut. A avut garda sus și a așteptat prea mult, prea mult aici și nu ți-a oferit nimic. Sau prea puțin. 3 de cupe și 2 de săbi. Se întreabă cu cine ești. Se întreabă dacă ai mers mai departe. Tu te întrebi cu cine vrei să rămâi sau ce vrei să faci în această perioadă pe parte de dragoste. Persoana asta va sta în decizia ta. Cineva a realizat aici că ești o persoană foarte specială. Aici este și o chestiune de cineva te respectă foarte mult, în primul rând, pentru că ești o persoană foarte dedicată. Aici este vorba de Dumnezeu, de divinitate, clar. Cineva a înțeles capacitățile tale, mentale, spirituale, inteligența ta. Cineva a înțeles că ești o persoană mai presus, ok? Și că ai o conexiune aparte cu divinitatea. Și persoana asta a început ceea ce nu este în caracter, să comunice cu divinitatea dorind să ajungă la tine. Exact. Pentru că și-a dat seama că numai astfel mai poate să readucă ceva sau să vină către tine. Pentru că divinitatea a închis porțile acestei persoane, protejându-te pe tine, care ești o persoană specială. Exact. Judecata. Aici este vorba de o situație financiară foarte bună în această perioadă. O creativitate foarte mare. O plăcere. Ai o plăcere să muncești în această perioadă. Pentru că vei fi remunerată pe măsură. Mai mult decât te aștepți. Pentru alții dintre voi e posibil să lucrați în judecătorie sau să fiți... poate lucrați la un birou, ok? Pentru alții dintre voi vă confruntați cu un proces. Dar oricum ar fi, și dacă este vorba de un proces, ieșiți cu un succes foarte mare de aici. Bun. Tu nu vrei să vorbești cu persoana asta. Sau nu o să vrei să vorbești cu persoana asta. Persoana asta, bărbatul ăsta, sau după caz, femeie, bărbat, ți-a adus foarte multă confuzie în viața ta. Ori n-a știut ce vrea cu doi de bâte și pajul de monede. Nu ți-a oferit nimic. Nimic. Cineva aici încearcă să se intereseze, ok, să-și consulte partea spirituală, ca să spun așa, dacă tu ești singură, ok? Persoana asta încearcă să vadă dacă tu ești singură
Și cineva are claritatea că tu ești singură. Asta va fi claritatea. A, pot să intervin în viața acestei persoane. Nu am pierdut persoana asta definitiv în gândurile acestui bărbat. Este pentru că este o persoană singură. Adică nu are pe nimeni în momentul ăsta. Iar pentru alții dintre voi, persoana asta conștientizează că tu te-ai maturizat și te-ai schimbat extraordinar de mult. Și că nu mai ești aceeași persoană. Nu în sensul rău, în sensul bun. Cineva aici spune, persoana asta nu mai are nimic de a face cu mental, mentalitatea de atunci. Ok. Tu ai un succes extraordinar aici. E vorba de forța ta, puterea ta cu care ai făcut față unor obstacole sau unor evenimente destul de supărătoare. Au avut un impact puternic asupra ta și în special asupra minții tale. Mintea ta a fost aproape de să clachezi. Poate chiar ai clacat de mai multe ori. Vreau să te asigur că sunt doar gânduri și nu este nimic real. Dacă ai temeri, frici și ansietate, pentru că foarte mulți dintre voi vă confruntați cu aceste lucruri, ceea ce simți tu aici sau gândești este în urma unui stres. Și nu este nimic real. Nu te pune nimic în pericol. Sunt doar gânduri. Ok? În urma unei perioade de stres foarte mare. Tu trebuie să te echilibrezi, ok? Și echilibrul ăsta vine pentru că tu ai înțeles sau vei înțelege că trecutul e trecut. Și nu vorbesc neapărat de o persoană iubită. Trei de cupe vorbește de o mulțime, familie, rude, ceva ce te-a marcat, ok? Sau ceva în care te-ai învârtit. Este ok să mergi mai departe pentru că s-a terminat. Acum e momentul să ai grijă de tine în totalitate. Aici am un rând foarte frumos și aici de asemenea am un rând foarte frumos. În primul rând că foarte mulți dintre voi înțelegeți care este chemarea voastră în această perioadă. Într-un final ați înțeles, divinitatea vă comunică care este chemarea voastră. Pentru foarte mulți dintre voi ați știut-o până acum, dar ați bănuit că este doar imaginația voastră sau că nu sunteți meniți pentru profesia aia sau că oare asta o să fac toată viața sau oare pentru cei care nici nu v-ați apucat de ceva, v-ați gândit înainte, oare chiar asta e chemarea mea? Da, cineva te asigură aici, divinitatea te asigură, te va anunța că asta e chemarea ta. Cu eremitul și justiția, tu ești o persoană extraordinar de matură spiritual și ești un suflet bătrân. Nu știu la cine am vorbit, la Scorpion, pe septembrie, da? Poate chiar ai și Scorpion aici. Luna poate o ai în Scorpion. Poate ai și Balanță, cu siguranță. Aici tu clar ai înțeles că ai avut o karmă dintr-o altă viață. Și karma asta s-a terminat, să știi. Cineva vine cu discuții către tine și cineva o să-ți comunice aici, îmi pare rău că nu m-am căsătorit cu tine. Pentru alții dintre voi cineva o să spună, îmi pare rău. Cineva sosește cam târziu cu această ofertă de căsătorie. Pentru că tu o să-i spui nu. Și nu mai este vorba de frică, nu mai este vorba de piedici, nu-ți mai faci autosabotare, este un sincer nu pentru că nu mai simți nimic. Dacă e o persoană din trecut, pentru cine rezonează, este un sincer nu. Este un sincer, nu mai simt nimic. Pentru că tu te-ai chinuit să ai victoria asta. Tu ai muncit cu tine. Ai fost într-o perioadă tracasandă, într-o perioadă în care ai avut un bagaj destul de greu. Ai căzut, te-ai ridicat, ai căzut, te-ai ridicat. Iar persoana asta acum se chinuie să ajungă la tine să poată să -ți vorbească. Luna 6 de cupe, clar e cineva din trecutul tău, clar. Tu ți-ai învins ori nodul nord, aici ori este vorba că tu ai lucrat pe nodul nord,
care poate fi în rac, pești sau scorpion, sau unde ai tu poziționat în astrograma ta rac și scorpion, chiar și pești, pentru că tu ți-ai lucrat la traumele copilăriei tale și le-ai încheiat pe toate. Și ai avut multe cu 7 de cupe și 2 de bâte. Multe. Dar le-ai încheiat. Divinitatea nu te-a lăsat până nu ți-ai făcut ordine acolo. Ca tu să poți să te eliberezi, a trebuit să-ți faci pace acolo. Și uite că ai înțeles, 10 de săbi, 8 de cupe, 6 de săbi, că furișarea asta nu era o soluție. Mm-mm. Să fii sincer și să spui ceea ce simți atunci când nu te mai simți confortabil într-o situație, este totdeauna o soluție. Adevărul și doar adevărul. Patru de monede și 4 de cupe. Nu te văd că vrei persoana asta. Și o să mai fac o mică clarificare aici. Nu mai văd nicio pasiune din partea ta către această persoană. Nu văd că mai ești atrasă fizic de acest bărbat, dacă ești femeie și este un bărbat. Nu văd că mai există atracție fizică din partea ta. Cu îndrăgostiții, clar, vorbesc de... Este ca și cum cineva aici dorește să se apropie de tine și tu spui: chiar nu simt, ok? Chiar nu simt. Nu simt ceea ce simți tu acum, ok? Și parcă nici nu te interesează, adică este un mod de a... Bine, este un mod de a refuza politicul sau poate nici măcar nu refuz, pentru că nu văd acțiune din partea ta de a spune ceva. Și nu este ca și cum o sfidezi o situație sau... Este pur și simplu adevărul ceea ce simți tu. Că nu mai simți nimic pentru situația aia. Vreau să văd îndrăgostiții și 4 de cupe pentru cei din zodia Leu. 10 de cupe, 7 de cupe, îndrăgostiții și 4 de cupe. Da, pentru că pe tine te interesează un nou început aia. Pentru că tu ai aici în interesul tău un nou început, poate este o nouă persoană și, sau este vibe-ul ăsta, viața mea, clar, este alta decât a fost înainte și nu mai are nicio legătură cu trecutul. Și atunci nu mai văd rostul la această ofertă sau conexiune. Exact. La ce spui nu cu 4 de monede? 4 de monede, 4 de monede. La ce spui nu? Iar am marea preoteasă, asul de săbii, 7 de săbii. Ok, nu te interesează conexiuni care au fost în 3 de săbii și marea preoteasă, 7 de săbii. Cum am pornit și de aici, regina de monede, 7 de săbii și cu acest rege de cupe care a avut pe altcineva în viața lui. Nu te interesează conexiuni care ți-au adus decepții cumva sau în care sunt implicate mai mult decât 2 persoane, tu și persoana ta. Pur și simplu sau este familia implicată sau are o exă sau este cu cineva sau este o persoană căsătorită, pur și simplu spui nu din start. Nu te mai minți în... Intuiția ta este foarte clară și tu ai făcut niște teste aici foarte puternice în care tu ai înțeles că niciodată nu trebuie să te înșeli de intuiția ta. Fraierul, 6 de monede. Turnul iar. Uite aici, de ce ți-a fost frică? Tu ai scăpat, gata. Scorpionul ăsta, tu ai undeva scorpion. Foarte mulți dintre voi am spus să aveți în lună. Tu ai scăpat. Care erau temele tale, le-ai lăsat deoparte. Ai victorie. Iarăși 6 de bâte. 9 de bâte. Care erau fricile tale? Steaua. Wow, mi-a căzut steaua și aici. Care erau fricile tale? Opusul tău, vărsătorul. 8 de săbi, ok. Care erau fricile tale?
Leu vărsător, deci opusul tău. Cred că am înțeles. Ți-a fost frică pentru că te-ai simțit o persoană neputincioasă o perioadă lungă de timp. Ți-a fost frică de propria ta minte. Ți-a fost... Te-ai simțit constrâns mental, o desăbii și steaua? Da, vis-a-vis de trecut. Și parcă erai într-o închisoare din care nu mai puteai să ieși. Parcă erai îngrădit din toate părțile și s-au îngrădită și nu găseai nicio soluție. Cum să scapi eu din situația asta? Că parcă nici nu poți să-i las pe oamenii ăștia așa. Dar nici nu e treaba mea. Dar nici nu mai vreau să mă consum. Dar vreau să și ies. Dar, și dacă e o relație sau situație de familie, la fel. Puteți să vii și sau? Poate de vicii. Poate te-ai lăsat de vicii și ți-a fost frică să nu te reapuci. O secundă. Uite aici, ți-a fost frică că nu ești o persoană iubită sau că nu vei fi o persoană iubită. Sau că nu ești suficient de bun sau bună să fii iubită, ceea ce e o iluzie pentru tine. De ce ți-a fost frică cu asta cu Perinver? King of Cups. Evident. Evident. Ce ți-a fost frică cu regele de cupe și asta cu Perinver? Te-a durut mult timp. Te-a durut mult timp trecutul. Te-a durut mult timp că persoana asta a ales cândva pe altcineva. Te-a durut mult timp că nu ți-a văzut adevărata valoare, dar nu ți-ai văzut-o nici tu. Pentru că ai stat în chestiunea asta și spălând trecutul a fost doar o karmă și așa a fost să fie. Deci acum așa pornești când îți lași fricile în trecut sau negativitatea. Nu mai schimbi nimic acolo. Trebuie să accepti așa cum este și să-ți iei fiecare gând în parte, să îi pui pace și să spui că te eliberezi de fiecare stare sau fiecare eveniment în care te-ai simțit așa și așa și așa. Chiar poți să scrii pe o foaie dacă te face să te simți bine, pentru că de foarte multe ori chestiunea asta te poate ajuta ca mintea ta să lase tot pe foaie, ok? Sau într-un caiet, într-un jurnal, l-ai închis și ai scăpat, lași, cum s-ar spune, gândurile în grija divinității, nu mai ți aparțin, nu le mai ții tu. Om de spiștea. Ți-a fost frică de conflict, pentru că știai că se face din ce în ce mai rău mental. Ok. Știai că se adaugă peste și peste. Ți-a fost frică de... Bun, de foarte multe aspecte pe partea de dragoste. Victoria ta cu 6 de bâte. Moartea și 6 de săbii. Că nu te mai ține nimic pe loc, că în sfârșit te simți în puterea ta, că în sfârșit ai simțit o transformare reală și adevărată, că în sfârșit ai simțit că nu mai ești aceeași persoană, că ai simțit energetic că s-a terminat tot ce te ținea pe loc. Moartea și 6 de săbii. Exact, 3 de săbii. A ieșit dintr-o decepție cu luna mentală, luna și 3 de săbii, 3 de cupe iar. Repet, pentru foarte mulți dintre voi nu este neapărat o situație de iubire cu o persoană iubită. Aici am vibe-ul ăsta mai mult pentru că sunt foarte multe energii de 3 de cupe, de 7 de cupe, de 6 de cupe, persoane apropiate. Persoane foarte apropiate. Pentru alții dintre voi pot fi situații în care tu te-ai regăsit mereu între oameni sau în a rezolva problemele oamenilor sau apropiaților sau chiar și în dragoste ai avut parte de persoane care te-au decepționat, te-au lăsat pentru altcineva sau erau deja într-o altă relație. Adică a fost o chestiune de numai. Capitolul ăsta s-a terminat. Victoria ta cu 6 de bâte. 4 de săbii. Vindecarea ta. Ți-ai recăpătat sănătatea emoțională. Roata. Urmează o perioadă de liniște. 4 de cupe. 4 de cupe. În care ceea ce ai vrut cândva nici nu-ți mai trece prin gânduri acum. Ai alte priorități, alte dorințe.
Împărăteasa. Ești împărăteasa acum. Indiferent de vârstă. Poți fi și tânără. Dar eu văd că vorbesc cu persoane 30 și... Ești împărăteasa acum. Și toată chestiunea asta te-a dus la un nivel spiritual destul de sus, în care persoane din jurul tău, ceea ce nu mai are importanță, important e că ai realizat tu cine ești pentru tine. Bun, vreau să văd dacă este o nouă relație pentru 1 octombrie pentru cei din Zodia Leu. Te mai gândești, îndrăgostiții doi de bâte, cred că sunt două persoane sau pot fi mai multe persoane dintre care alegi, 10 de monede. Cine este persoana asta? Vreau îndrăgostiți și doi de bâte. Cred că ți alegi munca foarte mult. Îndrăgostiți și doi de bâte. Nu te grăbești în niciun caz. Justiția. Cinci de săbii, carul. Tu tocmai ai încheiat o karmă, ok? Am înțeles lucrul ăsta. Și cred că a fost destul de greuță la tine. Și acum numai de asta nu ai tu chef. Nu văd că ți-alegi munca în primul rând. Pentru că aud pe cineva aici care a spus atâta timp mi-am dorit să m-am focusat pe dragoste, încât acum important e ca energia aia să o investesc în ceea ce este productiv. Și acum simt eu că este productiv să muncesc. Să investesc energie în mine, dar și în muncă. Și prea puțin în dragoste. Cineva care a investit foarte mult energie în dragoste în trecut, acum spune prea puțin în dragoste. Adică te văd comunicând cu persoanele astea, posibil să... persoana asta care vine poate îi răspuns, poate nu, te văd că dai foarte puțin în dragoste și asta este o karmă pentru persoanele alea. În octombrie, în dragoste pentru Leu, 10 de monede, iar 6 de cupe și 2 de sămi. Tu totuși vei sta să te gândești la treaba asta cu trecutul sau trecutul ăsta te cam săcâie în perioada asta, pentru că va insista ceva. Cine-i 6 de cupe, 2 de săbii pentru Leu? Ceva ce tu ai terminat de mult, persoana asta te-a trădat în trecut, de nenumărate rânduri. Cine-i 6 de cupe cu 2 de săbii? Ceva în fața căreia ai avut victorie pentru că ai trecut peste acea decepție. Ceva în care nu-ți mai dorești să investești. Cine și-a să te cupește de săbii? 9 de monede, acum o persoană singură. Ceea ce în trecut era cu altcineva sau te-a arătat pentru altcineva, acum o persoană singură. Cineva care s-a comportat foarte imatur cu tine. Cine are acești 6 de cupe pentru cei din Zodia Leu? 5 de cupe. Mai am 6 regele de bâte, regele de bâte. Cine are acest rege de bâte? Moartea, iarbă, scorpion. Poate avea berbec, săgetător, scorpion. Dar lucrurile tu le-ai terminat cu persoana asta. Regele ăsta de bâte cu moartea. Da, Knave of Cups. Deci are foarte mult scorpion. Și poate fi o persoană mai tânără decât tine, posibil. Ce vei face tu din Zodia Leu către persoana asta? Turnul. Turnul cu 10 de cupe. Regele de monede. Tu ești o persoană foarte stabilă. Ești cam greu de atins. Odată ce ai încheiat situațiile astea, ești altcineva și ești cam greu de atins. Pentru că, exact cum spuneam, acum îți ții adevărata ta valoare. 10 de cupe și regele de monede. Știi cine ești acum?
este un vibe de mă apreciez eu pe mine acum suficient de mult încât să eman ca energie ceea ce trebuiau persoanele astea să aprecieze la mine în trecut, ok? Nu ai comandat nimic, pur și simplu schimbarea ta emană energia asta de încredere de sine. Ce vei face tu către acest rege de bâte cu moartea? 8 de bâte și 5 de săbi. Ce vei face cu de bâte? 5 de monede și 10 de bâte. Scap de greutatea asta, ai scăpat de bagajul ăsta. Nu cred că vrei să vorbești cu persoana asta. O carte pozitivă dacă tu vei vorbi cu persoana asta. Asul de cupe, ok. Deci vei vorbi cu persoana asta. De ce vei vorbi cu persoana asta? King of Cups și asul de cupe. Wow, combinația de mai devreme. Vei vorbi cu asul de cupe și regele de cupe. Regea de monede și 9 de săbi. Am regea de monede și aici. Ok, ți se pare justiție ce i s-a întâmplat acestei persoane. Și a primit justiția suferind într-o relație cu o persoană rece. Rece. Atunci când te-a lăsat pe tine. A crezut că va găsi ceva extraordinar sau a crezut că merită să te lase pentru acea energie sau este cineva care nu neapărat ai fost într-o relație stabilă, dar este cineva care n-a știut ce să aleagă între tine și energia aia și este ca și cum tu ai spus, eu nu sunt o opțiune. Iar persoana asta a continuat cu cealaltă energie, iar aici vorbim despre cineva care își regretă faptele și e posibil ca cineva, poate persoana asta, ca și tine, a fost mult timp conectat, pentru că este un bărbat, cu trecutul și poate n-a putut să se despartă sau să se dezlipească de o codependență din față de o persoană din trecut sau de o femeie, regina asta de monede. Vreau să văd regina de monede. Da, poate era într-o relație uscată în care nu mai era nimic pentru lucruri financiare, poate depindea financiar de femeia asta, în care era foarte mult conflict. Nici vorbă de sentimente, bărbatul ăsta s-a prefăcut în relația aia, nu existau sentimente în niciun caz. Cavalerul de monede și 5 de bâte. Aia nu e o casă adevărată, nu e o stabilitate, 4 de bâte invers, în niciun caz. 8 de săbi și 6 de monede. Este ca și cum persoana asta n-a putut să-și arate adevăratul potențial datorită acestei relații. Și de ce s-a hotărât să fie cu tine? Ia să vedem. De ce renunță la această regiune de monede? Uite de ce n-ai fost de acord. Uite-te, Marea Preoteasă am din nou. Din nou, ok? Marea Preoteasă și puterea. Uite de ce n-ai fost de acord în trecut. S-a hotărât să fie cu tine pentru că a înțeles că ești o persoană specială și a înțeles că ești Marea Preoteasă. Dar, poate a avut de a face 9 de bâte cu diavolul, cu cineva din Capricorn. Sau poate chiar tu aici, Capricorn. Dar vreau să ne mulțumesc de ce s-a hotărât cu Marea Preoteasă. Soarele. Am înțeles. Ți-a înțeles capacitatea spirituală și cine ești tu ca și spirit, suflet pentru această persoană. A simțit conexiunea, ok? Persoana asta a vorbit cu divinitatea, ți-am spus că are o conexiune specială cu divinitatea sau a înțeles că dacă vrea să aibă un răspuns sau să poată apropia de tine, va trebui să discute pe unda ta cu divinitatea, ok? Altfel nu poate ajunge la tine. La nivelul la care ești tu acum, nu. De ce s-a hotărât să las regina asta de monede pentru tine cu puterea? Moartea și 4 de monede. Nu mai ține de trecut. Persoana asta nu mai ține de trecut. Și tu ai renunțat la persoana asta. A înțeles că ai aruncat armele și ai renunțat. Că n-ai vrut să mai... N-ai obligat pe nimeni să fie cu tine, n-ai disperat după nimeni, ai dat drumul pur și simplu la energia asta. De ce 4 de monede și moartea? Da. Regele de bâte, 10 de bâte.
nu te-a interesat responsabilitățile acestei persoane, i-ai spus du-te și rezolvă-ți-le sau nu mă interesează sau nu mai e cazul. De ce cu soarele? Patru de cupe. Ai refuzat persoana, ai spus eu nu sunt o opțiune. Și acum ai făcut persoana asta să se schimbe. Pentru tine ai făcut persoana asta să se schimbe. Roata și regele de monede. Exact. Turnul 2 de pentacule, invers 7 de bătăi, invers. Iată că revenim la ce aveam aici. A lăsat garda jos, s-a hotărât cu 2 de pentacule invers să fie cu tine. Asta a fost momentul de trezire al acestui bărbat să înțeleagă cine ești tu și că te-a pierdut. Dacă nu a fost pe fază, asta l-a făcut să devină împărat. Pentru că a înțeles că numai așa poate fi cu tine. Doar dacă știe să te aprecieze. Pentru că nu meriți mai puțin, ok? Meriți tot ce este mai frumos, tot ce este mai bun și bărbatul ăsta a înțeles că nu ești o oarecare. Și acum este pregătit să-ți ofere totul. Adică totuși avem împăratul și împărăteasa, regele de monede și regina de monede, marele preot și marea preoteasă. Adică asta e o conexiune foarte specială. Chiar dacă există obstacolele astea sau au existat între voi, să știi că divinitatea ți-a ascuns de tine noul ăsta început. Încă nu se arată tot, să știi. De cât atât pot să spun? Luna plină în berbec. Ori în apropierea lunei pline în berbec, ok, poate să fie în apropierea ei, ori atunci. Este un nou început pentru tine, pregătește-te. Dar divinitatea ți-a ascuns-o, nu vrea să știi chiar toate detaliile și nici eu nu o să ți le spun. Bun. Atât am avut pentru cei din Zodia Leu, eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor, vă pup și ne vedem la un nou video.